găsit, azi suntem pe data de 2 iulie 2022 și am zis să vă prezint a doua parte a unei unificări care are o anumită compoziție, dar o să vă prezint. Aici avem nucleul adus și aici avem familia care inițial a fost găsită fără prezența reginei, boci sau alte compoziții din acestea unde ar trebui să supraviețuiască o colonie. Bun, prima dată ce voi face înainte, voi verifica din nou această zonă unde consider eu că nu este matcă. Dacă este totuși matcă, am omis eu din greșeală, atunci asta e, avem două măci, da? Până atunci vom verifica totuși să vedem care e situația, care e compoziția acestei zone unde n-a fost găsită prezența reginei. Ea trebuia să se împerecheze de mult, dar n-a făcut-o. O consider dispărută, dar să vedem, de obicei mai apar și surpriza. Ce este așa mai ciudat este prezența asta masivă a trântorilor. De obicei, într-o colonie cu matcă, din câte am văzut eu până la această dată, trântorii au început să cam dispară, ceea ce nu s-a întâmplat aici. Prezența trântorilor masiv, există o matcă virgină sau nu există deloc? Iată, foarte, foarte mulți trântori, o arunc așa o privire. După ce regina tânără va fi acceptată, eu consider că deja s-a rezolvat problema, dar vom lua toate măsurile pentru a nu avea probleme. Să vă arăt cum procedez. Mai are ceva albina, e normal, a scăzut foarte mult, fiindcă nu mai are puiet de mult, rotația de puiet încet, încet se termină, adică albina bătrână moare și rămâne aia tânără și fără continuitate moare și aia tânără și așa, rămâne fără, adică dispare până la urmă. Da, și surpriză este că avem o matcă împerecheată. Avem o matcă împerecheată pe care eu n-am văzut-o. S-a împerecheat foarte, foarte târziu. Foarte, foarte târziu s-a împerecheat. Și acum ce am să fac? Ea se plimbă, depune și ouă. Avem o matcă împerecheată. Asta este. Deci, iată, nu mai trebuie să facem o unificare. Avem o altă matcă împerecheată și dacă s-a întâmplat așa ceva, stupul acesta mă ajută la o anumită, la aceste situații, de exemplu. Mă ajută foarte mult. Acum, fiindcă aici am două măci tinere, ambele sunt tinere împerecheate, le voi putea păstra pe ambele în aceeași ladă, fără nicio problemă. Fără nicio problemă vor putea sta în aceeași ladă.
ori ierna, așa, una lângă aia. Ce mai trebuie eu să fac e să îi asigur mâncarea. Norocul este că ambele depun ouă. Nu mă așteptam la astfel de situație. Acum voi face o primă iernare în acest gen. O să vă arăt. Cele două regine vor conviețui una lângă cealaltă. O lună de zile a durat până a făcut matcă, vă dați seama că nu mai are puiet căpăcii deloc. Așa. Și acum, dacă tot avem două regine, iată aici avem a doua regină în partea aceasta altă, va trebui să-i deschid urdinișul și ei. Asta este. Dacă nu găseam acum matcă, dacă nu găseam matca acum, doar scoteam grila aceea de unificare și totul era în regulă. Dar acum o să-i deschidem urdinișul acelei regine și va fi o colonie mai micuță. Stați să vă arăt. Da, două regine. Acum să vă arăt, el era închis așa, uitați. Să aduc o... Am adus niște pioneze și să deschidem urdinișul. E bine, avem două regine tinere. Nu-i ceva rău, dar nu mă așteptam. Bun, cum procedăm? Deschidem urdinișul ca să aibă și el acces la exterior. Punem pioneze. O două regine într-un stup, adică în cazul meu nu este chiar așa o problemă foarte mare, am mai iernat astfel de colonii. Strângem urdinișul și totul va fi în regulă. Vedeți că nu iese albina grămadă din stup din cauza că albina a fost mutat în timpul zilei. Albina culegătoare a rămas pe locația lui unde am arătat în filmul anterior, la nuclei. Bun, acum ce mai rămâne de făcut? Punem ulei esențial și asta este. Avem două regine. Avem două regine, este o surpriză foarte, foarte plăcută. Când o să mai vin cu ulei esențial, o să dau în ambele părți câte o sticlă. Până atunci îi dau doar la aceasta. Bun! O surpriză plăcută. Până data viitoare, numai bine!